Bună seara, dragi telespectatori! În seara aceasta avem un invitat special, domnul dr. Iordache Virgil. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, telespectatori! Fiziokinetoterapeut cu experiență de peste 10 ani și absolvent al Facultății de Medicină Carol Davila din București. Domnul doctor, despre ce vorbim în seara aceasta? O să vorbim despre fizioterapie, kinetoterapie și... Cu ce începem? Mai să începem cu fizioterapia. Ce reprezintă fizioterapia? Practic, tratarea diverselor afecțiuni folosind proceduri fizicale. Aici intră electroterapia și anume curenți de joasă frecvență, diadinamici, ionizări, mulți dintre pacienți care au știu despre ei, curenți de medie frecvență, interferențiali, ultrasonoterapia, care reprezintă tratarea diverselor afecțiuni cu folosind ultrasunete, la fel, de diverse frecvențe și intensități, magnetoterapia și mai nou și laserterapia. Folosind laserul, și aici trebuie să fac o precizare pentru o confuzie care apare în rândul pacienților legat de laser. E vorba de un laser terapeutic care nu are de-a face cu cel chirurgical. E de, ca și putere, este foarte mică. Dacă laserul chirurgical are putere de ordinul vaților, zecilor, sutelor de vați, cel terapeutic e de ordinul milivaților. Deci el practic doar energizează țesuturile crescând metabolismul celulelor la nivel local. De asta nu, că mulți se prezintă la cabinet cu osteofite, osteofitele sunt niște cioculețe de puneri de calciu, cerând să-i scap de ele. Ați punctat bine și aș avea rugăminte așa pe parcursul emisiunii, dacă apar termeni medicali, să încercați să explicați cât mai pe înțelesul tuturor, pentru că, până la urmă, acesta e scopul emisiunii, oamenii să fie informați și să înțeleagă deci, cum funcționează. Deci, osteofitele sunt depuneri de calciu, care pot fi la diverse, la nivelul coloanei vertebrale, la nivelul articulațiilor, de exemplu, poartă de numirea și de monturi, că mulți au mai auzit și de monturi, la nivelul călcuiului de pinteni, calcaneeni. Și aici laserul terapeutic, practic, tratează inflamația, durerea provocată de, în niciun caz, depunerea care nu rămâne acolo. Nu există posibilitatea să scăpăm decât, de ele. Da, decât chirurgical. Dacă este cazul și atunci când sunt foarte mari și foarte dureroși, și nu răspunde la tratamentul cu laser. Dar laserul are un efect foarte bun. Da, vreau să vă întreb, care asupra cărui organe sau cum funcționează acele ciocuri? Ce se întâmplă în organism când ele apar și apar acele dureri? Care este explicația? Cauzele sunt multiple. În primul rând, microtraumatismele, care apar la diverse microtraumatismele. Practic, organismul încearcă să le repare și depune, la fel ca la o fractură. Când se rupe un os, se formează un calus. Așa se întâmplă și în cazul microtraumatismelor, se depune calciu și... Organismul, practic, încearcă să repare. Să repare ceva. Și atunci când se depune foarte mult, afectează structurile moi din jur, care pot fi tendoane, ligamente, nervi. Deci apasă mai ales, pe ele, apasă pe ele și determină inflamația și durerea respectivă. Și ele apar cu vârsta... De-aia sunt mai întâlnite la, sau la sportivi sau orice activitate care mai solicitantă pentru anumite structuri. Adică pentru efort fizic mai mai îndelungat. Deci asta am punctat așa ar fi fizioterapia și câteva din pe urmă kinetoterapia se ocupă tot așa de tratarea diverselor afecțiuni ale aparatului locomotor, neuromotor și nu numai, folosind exercițiile fizice. De fapt, kinetoterapia înseamnă terapia prin mișcare. Și exercițiile sunt adaptate în funcție de diverse afecțiuni. Ea se adresează, poate să înceapă, deci am pacienți de la 3 luni cu diverse afecțiuni. Chiar vreau să vă întreb dacă și pentru copii se poate mai ales, aplica. Pentru copii care au diverse afecțiuni neurologice, care se nasc cu ele sau le dobândesc pe parcurs în urma unor alte afecțiuni care le-au avut.
și rămân cu diverse sechele neuromotorii. Adică, mai pe înțelesul tuturor, o pareză a unui anumit membru superior, o mână, membru inferior, piciorul sau ambele mâini, ambele picioare. Și atunci kinetoterapia este foarte importantă și are două ramuri kinetoterapia. Una pasivă, exercițiile pasive, și exercițiile active sunt cele care sunt făcute de pacient, iar cele active, pasive, sunt cele făcute de kinetoterapeut. Cele active se pot face și la domiciliu sau trebuie neapărat sub îndrumarea unui specialist? Este bine, se pot face și la domiciliu, dar inițial e bine sub îndrumarea unui specialist și în momentul în care le-a învățat și le-a însușit în mod corect, le poate face și la domiciliu, că ele trebuie făcute foarte mult timp ca să obținem un efect și să păstrăm efectul benefic care l-am obținut la un moment dat. Cele pasive le poate face numai kinetoterapeutul. Și ele se fac mai ales în cazul pacienților care, cum sunt cei hemiplegici sau cu diverse pareze spastice, care nu le pot face în mod activ. Până la recăpătarea posibilității de a le face în mod activ, gimnastica pasivă făcută de kinetoterapeut are un rol important în menținerea amplitudinii articulare și a păstrării schemelor kinetice de pe creier. Ele pot fi combinate la un moment dat în funcție de recuperarea respectivă. Ce șanse sunt să-și revină un pacient prin intermediul acestor exerciții? Adică poate să revină la starea lui de sănătate dinainte de a avea un accident sau... Procentul, să zic așa, de recuperare este și în funcție de gradul de afectare neuromotorie care îl are. Își poate reveni 100% sau parțial, și ca să exemplific, de exemplu, luăm o afecțiune simplă entors, o fractură. După imobilizare apare atrofia musculară, apare redoare articulară, deci pacientul respectiv nu poate să folosească membru. Prin recuperare, prin fizioterapie și kineto, e foarte bine ca ele să fie combinate, pacientul respectiv își va reveni 100% după un anumit timp. Sunt afecțiunile neurologice, gen hemiplegii, care aici la fel, recuperarea poate să fie 90% în cazul unui accident vascular mai, deci o hemiplegie care a intervenit în urma unui accident vascular mai ușor, sau parțială în cazul unui accident vascular mai mare și cu și atunci rămâne cu ceva sechele, dar funcția motorie și activitatea, pe noi ne interesează practic independența lui, să poată să se deplaseze singur, să poată să folosească mâinile, să mănânce singur, să se deplaseze singur, să folosească toaleta, igiena și așa. Și aici intervine și factorul vârstă. Depinde la ce vârstă. Cu o vârstă mai înaintată, recuperarea decurge mai greu, dar este, deci se va recupera în oarecare măsură. Cred, din punctul meu de vedere, că este important și atitudinea pacientului să creadă că se poate face bine. Atitudinea este cea mai importantă. De fapt, în recuperare, mai ales în kinetoterapie, în fizioterapie, practic, pacientul e pasiv, ca să zic, stă, nu... Dar în kinetoterapie e foarte important colaborarea pacientului. Deci dacă el nu vrea să colaboreze, să se recupereze... Să mai lucreze și singur acasă. Să lucreze și singur și să șansele sunt nule. Deci, în primul rând, ca să fac o paralelă, e la fel ca, să zic, un alcoolic care vrea să se... Nu se poate lăsa de alcool cu forță. Dacă își propune și el, terapia îl ajută să se lase. Dacă nu, nu se poate. În recuperare e foarte important și factorul social. Sprijinul celor din jur. Sprijinul celor din jur. Deci, de asta... Este nevoie, probabil, că și de ajutorul familiei, și de ajutorul familiei, de susținere. De susținere. Din toate punctele de vedere și atunci rezultatele sunt benefice și sigure. Pacientul trebuie să fie și un pic mai harnic, așa, dacă putem să-l numim, da, deci cu cât lucrează cât este mai mult, conștiincios, ca un sportiv, trebuie să se antreneze cu cât lucrează mai conștiincios, cu atât recuperarea este mai bună și mai rapidă. Dacă... Vreau să o întreb, care sunt cele mai frecvente afecțiuni, așa, cu care vin oamenii la cabinet?
Afecțiunile sunt din sfera multor discipline medicale, reumatologie, ortopedie, neurologie. Astea sunt cele mai frecvente. Iar din sfera reumatologiei, mă refer, bine, aici e o combinare, reumatologie cu neurologie, discopatiile, adică afecțiunile coloanei vertebrale, durerile de spate. Deci 80% din pacienții care se prezintă cu diverse afecțiuni sunt cei cu probleme la nivelul coloanei vertebrale. Aici sunt curioasă dacă aveți și copii din cauza ghiozdanelor grele, da, poziție incomodă la calculator. Sunt foarte mulți, mai ales în ultimul deceniu sau de când există calculatorul și copiii nu mai petrec mult timp pe afară. Nu mai fac petrec mișcare. Nu mai fac mișcare. Se combină lipsa de mișcare cu alimentație acum fast food, care este foarte bogată din punct de vedere caloric, dar foarte săracă din punct de vedere nutritiv. Și atunci obezitatea duce la accentuarea problemelor la nivelul coloanei, începând cele mai frecvente probleme la nivelul sunt scoliozele. Și aici scoliozele sunt de mai multe, ca să le facem, sunt scolioze structurale, adică cu care te naști. Aici indiferent, poți să ai și o, indiferent de activitate sau ele au o evoluție destul de un prognostic mai rezervat în privința recuperării. Pentru că genetic ele sunt programate, coloana e programată să ajungă la o anumită deformare, ca să zic așa. Însă sunt destul de rare, cele structurale. Multe sunt din cauza poziție incorrecte. Chiar de la lovituri poate să se întâmple o astfel de deformare a coloanei, de la o căzătură mai puternică? Mai rar, dar se pot întâmpla. Dar majoritatea sunt apar ca urmare a unei vieți mai sau cum să mă exprim, unor atitudini vicioase. Ele se pot corecta. Aici gimnastica și kinetoterapia are un rol foarte important și chiar rezultatele sunt foarte bune în privința evoluției. Oamenii vin în general la medic să-i vindece medicul. Care sunt șansele de vindecare sau, de fapt, oamenii ce ar trebui să înțeleagă? Care este diferența între a vindeca și a trata? Pentru că trebuie să înțeleagă... Da. Da? Aici, e foarte important. Aici e o problemă și de aici și dezamăgirea multora. Din păcate, medicina, la ora actuală, tratează, în majoritatea cazurilor, tratează afecțiunile respective. Nu le poate vindeca. De fapt, ce înseamnă a vindeca? A vindeca înseamnă să ai o anumită afecțiune, o boală, de care să scapi de ea și să nu mai ai niciodată. Și aș da exemplu, ca să fiu înțeles, o infecție, o pneumonie. Tratezi cu antibiotic, omori bacteriile, virusurile, agentul patogen care a produs și atunci, practic, te-ai vindecat, ai scăpat de... Însă, în majoritatea cazurilor și mai ales în reumatologie, neurologie, bolile sunt cronice. Reumatismul practic nu se mai vindecă, nu el doar odată, se ameliorează. Da, și că pentru că practic el este, reprezintă o afecțiune de deteriorare, în multe cazuri autoimună, adică sistemul imun, care de obicei ne protejează de agenții microbieni, atacă diverse structuri ale organismului. Și așa apar, asta e una din cauze. Cauzele pot fi mai multe. Rolul fizioterapiei și kinetoterapiei, în cazul acestor afecțiuni, este de încetinire a procesului, de recăpătare a amplitudinii articulare, în cazul unei artroze, de exemplu, și mai ales reduce, de fapt, ce îl aduce în primul rând pe pacient la doctor? Durerea. Care încearcă la început să-și o trateze singur și atunci când ea devine foarte puternică și durează foarte mult, se prezintă, din păcate,
Asta e partea proastă, în sensul că orice afecțiune se tratează mai greu atunci când este într-un stadiu mai avansat de boală. De boală. Ca toate terapiile, presupun că și fizioterapia are ceva contraindicații. Exact, dar din fericire contraindicațiile sunt foarte puține. Stimulatorul cardiac are ca și contraindicații, dar anumite proceduri, și anume curenții electrici, indiferent de frecvența lor, însă laser terapia, ultrasonoterapia pot fi folosite, mai ales dacă zona care trebuie tratată nu se află undeva în imediată vecinătate a cordului. De fapt, ăsta e marele avantaj al fizioterapiei și kinetoterapiei, că spre deosebire de diverse medicamente care majoritatea au contraindicații, pentru că atunci când vrem să tratăm o anumită zonă, ele practic se distribuie în tot organismul și afectează și alte organe. Și alte organe, în sens, sau dau stări neplăcute. Exact. Sau... Mai ales când sunt folosite, și aici în recuperare, în general, ne confruntăm cu boli cronice. Nu e ca un antibiotic care îl dăm câteva zile și am terminat, am rezolvat problema. În recuperare, da, bolile sunt cronice, care lung. Pe termen lung, pe luni, pe ani de zile, toată viața, și toate antiinflamatoarele au destule reacții adverse. De asta, fizioterapia și kineto este o alternativă extraordinar de bună. Nu poate fi exclus tratamentul medicamentos, dar dacă se poate face o pauză, și efectul medicamentelor e mai puternic dacă ele sunt folosite mai rar. Pentru că organismul se obișnuiește cu medicamentul respectiv și efectele sunt mai... Așa se întâmplă și cu diversele geluri sau unguente care sunt folosite în sfera asta din abundență. De asta e bine un unguient să folosim divers, să le alternăm. Să nu folosim, chiar dacă ne-a făcut bine inițial, orice unguient sau gel sau... nu trebuie abuzat de el, că nu-și mai face efectul. Deci trebuie alternate, ca și de. Fizioterapia, deci, poate fi folosită oricât. Nu are reacții adverse pe alte ori, și chiar și pe local, unde este zona de tratat. Se poate folosi... La kinetoterapie sunt contraindicații? Kinetoterapie, nu există nicio contraindicație, decât trebuie făcute anumite exerciții specifice afecțiunii respective. De asta trebuie făcute cu un kinetoterapeut, da. Asta e rolul kinetoterapeutului, da. După care ele pot fi făcute și singur de pacient în momentul când și le-a însușit în mod corect. Există posibilitatea, în cazul în care nu sunt făcute corect, să facă mai mult rău, probabil. Să facă mai mult rău. Dar anumite mișcări, mai ales dau un exemplu așa, cum sunt herniile de disc, sunt mișcări care nu trebuie să făcute. Că ele duc la accentuarea problemei și... În rest, kinetoterapia chiar e recomandat să fie făcută toată viața. De fapt, kinetoterapia, gimnastica medicală. Și nu numai oamenii care au probleme și cei care nu au, în mod profilaxie, e cea mai importantă. Din păcate, e și cam ușor, greu. E cam da, greu, oamenii ajung la medic în general când deja îi doare există ceva sau există o problemă sau și o problemă care e de ceva timp. Și, cum am mai zis, orice lucru se tratează mult mai greu când este într-o fază mai avansată, orice afecțiune. Nu specific numai domeniul meu și altor domenii. Asta. Există o perioadă în care anume, mă refer la anotimp, o perioadă a zilei, a anului, da, în care aici, să putem să începem aceste tratamente. Legat de anotimpul, mulți au, să zic, o reticență să înceapă un tratament de recuperare. Mă refer la pacienții cronici care vin la recuperare pentru iarnă și să nu vină iarna la recuperare. Așteaptă, vor să vină numai în perioada caldă. Se poate face fizioterapie în orice anotimp al anului. Pentru că iarna, din contră, vara, după ce faci un... De fapt, trebuie să spun ce... După un tratament de fizioterapie, e bine să nu stăm în aer condiționat, pentru că atunci ești vulnerabil la diverse... Cea mai întâlnită este o nevralgie. Cum se întâmplă și atunci când faci baie, te speli la cap și ieși, poate să apară o nevralgie de trigeme, de nerv facial. Și după fizioterapie, e cel mai bine să meargă acasă, să stea liniștit, poate să facă duș, am avut și pacienți,
care au venit și pe perioada tratamentului nu se atingeau de apă, nu știu de. Deci nu e nicio problemă, se poate face un duș, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Iar în cazul anotimpului, într-adevăr, primăvara și toamna, din cauza diferențelor de temperatură de la dimineață, de dimineața, seara, prânz, de la o zi la alta vremea, afecțiunile cronice, durerile se apar sau se accentuează. Și în general sunt perioadele când adresabilitatea pentru recuperare este cea mai mare. Sunt dureroase aceste procedee? Din fericire, fizioterapia chiar e plăcută, nu e dureroasă. Nici nu are voie să fie dureroasă în timpul tratamentului. Într-adevăr, după ședința de fizioterapie sau la început, există posibilitatea exacerbării durerii. Dar ea, ca și procedură, ultrasunetul nu se simte, sau laserul nu. Procedurile electrice sunt multe plăcute. Da? Însă, kinetoterapia poate fi dureroasă și în funcție de afecțiunea care o avem de recuperat. De exemplu, un genunchi operat de ligamente încrucișate. Acolo trebuie, ca să căpătăm amplitudinea articulară, eu, ca și kinetoterapeut, trebuie să forțez un pic în limita durerii și suportabilității. Și, într-adevăr, e, cred că, ramura sau partea cea mai dureroasă, dar efectele sunt... Deci, în mare parte, nu e dureroasă. Nici fizio, nici kinetoterapia. În timpul tratamentelor sunt interzise anumite activități? Avem ceva contraindicații la anumite mișcări? Da, activitățile sunt tot așa în funcție de afecțiunea respectivă. Cum am mai spus, e bine după fizioterapie, mai ales după fizio. După kinetoterapie, nu, după fizioterapie este bine ca omul să meargă liniștit, să stea acasă, să nu stea în curent, în aer condiționat, să nu ridice. Dacă se simte un pic mai bine, să apuce să deretice de treabă, prin casă de, sau să exact, stea în grădină. E bine să... Da. Activități ușoare. Și pe perioada tratamentului, dacă este sportiv de performanță, pe perioada tratamentului repaus, repausul e unul dintre elementele cele mai importante în recuperare. Deci e bine activități cât mai ușoare, fără să ridice, fără să... Oamenii se așteaptă în general să facă câteva ședințe, să o simtă foarte bine. Da, aici, cam după câte este, ședințe? Asta e întrebarea. Da, cea mai... După câte pacientul... ședințe încep să se vadă efectele, da, și cam câte ședințe ar trebui făcute să fie și rezultate? Deci nu, în funcție, tot așa, în funcție de afecțiune, nu este un număr anume de... și diferă de la afecțiune la alta. Spre exemplu, în cazul unei operații de hernii de disc sau în cazul operației de ligamente încrucișate, post-operator, mă refer la recuperare. Recuperarea durează 6 luni de zile. Pe când cea de menisc, atunci când se scoate meniscul de la nivelul genunchiului, recuperarea este de 2 săptămâni. Cealaltă este foarte dureroasă, cel puțin în primă fază, asta nu e, deci diferă de la afecțiune la altă. Pentru fizioterapie există un minim de ședințe, 10 ședințe, care se e un minim necesar pentru a obține un efect la nivelul celular, la nivelul metabolic. Deci minim 10 ședințe, un maxim nu există, e în funcție cât de... Cât este nevoie. Cât este nevoie, practic. Dar cu o ședință, două, trei, nu se rezolvă nimic. Cu deci floare minimul, nu se face primăvară. Minimul, da, 10, ca și număr de ședințe, deci un minim de 10 ședințe. În cazul fizioterapiei, pentru kinetoterapie nu există. De fapt, mergem până când obținem rezultatele. Când se văd rezultatele, când se văd când rezultatele, se simte bine, da, și... când se simte bine. Și mai ales kinetoterapia chiar poate să o facă pe urmă și în mod profilactic, să nu se mai ajungă la... situația, da, respectivă. Vreau să vă întreb, care sunt avantajele fizioterapiei sau și kinetoterapiei în general față de tratamentele medicamentoase? Pentru că... Deci, primul avantaj e acela că nu mai există reacțiile adverse ale medicamentelor asupra ficatului, asupra intestinilor, stomacului și asupra tuturor organelor în general. Ați văzut și dumneavoastră și banalul antiinflamator are un pomelnic de contraindicații. Deci, practic, nu avem contraindicațiile astea și se poate trata
local, adică efectul este imediat local. Nu trebuie să un medicament intre în organism, se distribuie în toate organele până ajunge și tratăm zona respectivă. Deci am o întorsă, fizioterapia tratează local, local problema respectivă. Deci asta ar fi unul. Pe urmă, faptul că se poate face fizioterapie a la lung, fără să ne confruntăm cu reacțiile adverse ale sau altă patologie care o capeți ca urmare a folosirii medicamentelor pe termen lung. Da. Sunt foarte multe lucruri de spus și din păcate... Eu am făcut acum o prezentare așa generală. Poate pe viitor... Pe viitor, da, ne-ar face mare plăcere să luăm așa câteva afecțiuni și să vorbim și pe niște materiale. Exact. Să ne arătați mai exact... Mai ales să le luăm pe cele mai frecvent întâlnite. Despre ce anume așa cum, v-ați gândit cum ar să fi, vorbim? Deci cele mai frecvente, cum ar fi discopatiile lombare, hernia de disc, de exemplu. Ca să le punctăm la subiect, pe înțelesul tuturor, de despre exemplu, cum se poate preveni, da. Cum se poate trata. La o hernie de disc se poate ajunge, de exemplu, dacă afecțiunea e foarte avansată, se poate ajunge prin fizioterapie sau kinetoterapie să scăpăm de operație? Din păcate, nu. No. Deci o hernie de disc care este într-un stadiu avansat, ea are... Deci ce înseamnă stadiu avansat la o hernie de disc? Atunci când fragmentul respectiv din migrează și lovește o rădăcină nervoasă. Deci trebuie intervenit chirurgical. Indiferent ce am face, trebuie ca să înlăturăm cauza. Recuperarea, kinetoterapia și fizioterapia are efecte benefice și poate să împiedice evoluția dacă se intervine în stadiul inițial, când există o leziune și prin procedurile și exercițiile respective să împiedicăm să avanseze. Deci într-un stadiu 3 de întrerupere, când apar acele dureri pe picior cu paralizii parțiale ale mușchilor, atunci trebuie intervenit de urgență și chiar să nu mai pierdem vremea cu alte terapii alternative, nu numai kineto, fizio sau... E bine, și pe urmă putem să merge pe recuperare. Pe recuperare, automat pe recuperare, ca să prevenim, să și recuperăm o parte din sechelele respective, așa, sau să prevenim apariția altor hernii. Că odată ce au apărut... Da. Că aici trebuie lămurit un lucru. Orice... Că întrebarea frecventă, din ce cauză, de ce a făcut? Da, din ce cauză apar, de exemplu, herniile. Herniile. În general, orice afecțiune reprezintă interacțiune dintre teren, care este organismul, cu dotarea lui genetică, mai slab sau mai puternic, și niște factori de risc, care acționează asupra terenului respectiv. De exemplu, în cazul herniei de disc, ce predispune? Sedentarismul în general, munca de birou, conducătorii auto, toți cei care au activități sedentare, combinat și cu obezitatea, greutatea, de multe ori doar creșterea în greutate mai poate să ducă la o hernie de disc, pentru că practic crește presiunea la nivelul discului respectiv. Cauzele sunt și terenul, de ce terenul? Pentru că un organism puternic rezistă și nu toți care au activități sedentare fac hernii de disc. Așa cum sunt și oameni care fost sportivi sau fac sport în mod regulat, care totuși dobândesc. Deci ține și de structura și de calitatea discului respectiv. Deci e mult de vorbit. Este aici. Mult de vorbit. Din păcate, timpul nu ne mai permite astăzi. Poate într-o emisiune viitoare mare plăcere o să vreau să stabilim așa din timp niște întâlniri, să avem despre fiecare afecțiune, probabil câte o jumătate de oră să vorbim și atunci putem să exemplificăm și cu materiale, poate și câteva filmulețe. Ar fi extraordinar. Da, ca telespectatorii să înțeleagă exact cum funcționează și ce pot preveni să ferească din Pentru timp. Că profilaxia este cea mai importantă. Da. Din păcate, mai greu cu profilaxia, oamenii în general ajung la medic când sunt deja cu într-un stadiu mai avansat. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumim domnule doctor. Și dumneavoastră. Vă așteptăm cu mare plăcere în altă emisiune. Frumos. Pentru telespectatorii care ne-au urmărit, le mulțumim încă o dată și așteptăm cu sugestii despre subiecte despre care vrem să mai discutăm.
pe adresa consilier sănătatea@rondiahu.com. Vă mulțumim pentru atenție. O seară bună, la revedere!